Una dintre cele mai grave situații se înregistrează în localitatea Cudalb din județul Galați. Aici viitorii le-au luat casele cu totul. Ne spune ce se întâmplă acum la fața locului. Petrică Marian Ghionea, primarul localității Cudalb. Domnule primar, bună dimineața! Bună dimineața! Care mai e situația? În urma viitorii care a venit în toată comuna pe pârâul Geru și pe drumul județean DG251, apele s-au retras. Avem afectate în jur de 700 de gospodării, 30 de kilometri de drumuri județean, de drumuri comunale și drumul județean, două școli, centru comunitar unde se desfășura activitatea grădinița, biserici, stație de depurare, piața agroalimentară, peste 40 de agenți economici. Au venit voluntari din toate comunile care nu au fost afectate din jurul nostru. Vreau să vă spun că nu avem victime, spre fericirea noastră. De la guvern ne-au fost trimise și module pentru sinistrați, care nu au unde să doarmă, paturi, saltele, apă, alimente. Ce spun oamenii, domnule Ghione? Oamenii sunt foarte necăjiți. Trecem în ultimii 11 ani. Este al doilea moment de suferință pentru dânsii. Nu știu dacă își mai pot reveni toți. Unii se gândesc să nu mai meargă la casele lor, să spun sincer. Apa a fost de 3 ori mai mare ca acum 11 ani, pe aceeași dată, pe 13 septembrie 2013. Da, au venit autoritățile în zonele afectate, măcar de acum înainte există planuri pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de situații pe viitor? Au venit autoritățile, au venit de la Consiliul Județean, a fost prezent domnul prim-ministru Marcel Ciolacu în zonă, ministrul mediului, au venit foarte multe oficialități. Ideea că au fost volum foarte mare de ploaie, peste 250 de litri pe metru pătrat pe o perioadă scurtă de timp, râurile au fost decolmatate, deci nu au fost problemă, adică din cauza noastră, spunem. Ce s-a întâmplat a fost o catastrofă naturală,